Cucu și Sebastian Chitoșcă au îngropat securea războiului înainte de finala Survivor România 2021, mulți dintre voi ați văzut doar. Cucu și Sebastian Chitoșcă au dat Twitterii toate neînțelegerile pe care le-au avut când se aflau la Survivor. Deci nimeni nu se aștepta. Cucu și Sebastian Chitoșcă au dat Twitterii toate conflictele și discuțiile contradictorii pe care le-au avut cât timp s-au aflat lese Survivor România 2021. Cei doi foști faimoși ai emisiunii Fenomen de la Canal D nu au fost cei mai buni prieteni cât timp au participat la Survivor. Ba din contră, nu s-au înțeles aproape deloc. Eu în primele zile m-am apropiat de toată lumea, am discutat cu toată lumea. Ce m-a deranjat la Sebastian e faptul că în conflictele noastre eu dacă îi spuneam că e prost și el îmi spunea că sunt prost. Mi-a dat niște reproșuri de nu mă așteptam din partea lui. Faptul că sunt umbra lui Cuza. Faptul că eu m-am lăudat că am avut concert în fața a 120.000 de oameni. Dar de fapt era un concert la care au fost mai mulți artiști, iar oamenii nu veniseră doar pentru trupa noaptea târziu. Asta în condițiile în care el, în prima zi în care am venit, mi-a spus că a fost la unul dintre concertele noastre. Că era fan mare, asta m-a deranjat, că nu a fost om adevărat pe camera. M-a deranjat foarte tare că atunci când ne certam m-a tot întrebat ca cine sunt eu. La un moment dat am izbucnit și am început să-i spun faptul că la un moment dat el mi s-a laudat mie că el a fost jucător de Liga 1. Că a jucat 100 de meciuri și a completat faptul că a jucat la FCSB. Eu nu știam înainte să vin în competiție. Nu știam cine e, știam doar că a făcut fotbal, nu știam unde. În contextul dat, eu am dedus faptul că el a jucat 100 de meciuri la FCSB. Nu înțelegeam de ce nu îl știam. El a venit și s-a apropiat de mine. Încerca să mă cumpere cumva, încerca să mi dea patura eu. Mi-am dat seama că el încerca să se folosească cu anumiti oameni, cel puțin cu mine și cu Andreea, atunci când am intrat în competiție. Ne-a povestit, în exclusivitate, Cucu, fostul faimos de la Survivor România 2021, acum ceva timp. Cucu și Sebastian Chitoșcă au făcut pace. Sebastian Chitoșcă și Cucu au făcut pace înainte de marea finală Survivor România 2021.
Cei doi s-au reîntâlnit în aeroport, iar mai apoi au petrecut timp în Republica Dominicană, unde au venit să-și susțină favoriții în marea finală Survivor. Chiar Cucu a mărturisit că el și Sebastian s-au împăcat. Mulți dintre voi ați văzut doar certurile dintre mine și omul asta. Dar ce nu știți voi, e faptul că s-a creat o prietenie pe viața. Love you, Uba. Inimă roșie, big respect, a scris Cucu pe Instagram.